Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism. Shalom, dragii mei pelerini și călători prin Israel, Țara Sfântă. O țară care nu se vizitează doar pentru faimoasele sale locuri sfinte, ci și pentru bogățiile sale culturale, istorice și turistice. Israelul se află la intersecția dintre Asia și Africa, între Marea Mediterană și Orientul Apropiat, și este un punct de întâlnire a diferitelor civilizații de pe mai multe continente. Majoritatea locurilor sau a orașelor au propriile povești, unele încântătoare, altele încărcate de dramatism, iar altele adevărate lecții de istorie. Un astfel de loc este și obiectivul pe care îl vizităm astăzi. Este vorba de Herodium, sit arheologic, o fortăreață construită de împăratul Irod. Deși acesta a fost un lider nemilos care a reprezentat Roma în Iudeea, a fost și un vizionar și responsabil pentru multe dintre cele mai avansate structuri arhitecturale ale Israelului care au supraviețuit. El a fost responsabil, printre altele, de cel de-al doilea templu din Ierusalim, de cetatea Palatului de pe muntele Masada și de impresionantul port al Cezareei. Herodium este un alt important sit arheologic situat la aproximativ 10 km sud de Ierusalim, găzduind un palat impresionant, datând din vremea sa. Aici, el a încercat să sfideze forțele naturii prin construcția acestui palat de vară. Herodium este un munte construit parțial de om, pe care sunt rămășițele palatului splendid al lui Irod, a casei de baie și a fortificațiilor, inclusiv un perete dublu de fortificație și turnuri robuste. Vă invit să ne familiarizăm cu locul și să îi aflăm poziția pe harta Israelului. Ne ajută și de această dată cu informații ghidul nostru Samuel Popel. Majoritatea dealul ăsta este vărsatul de pământ artificial, cum să spun, muncă, nu știu dacă muncă manuală este mai mult muncă de spate. Irod, peste toată țara, a avut punctul de refugiu. Masada e mai mult palatul de iarnă, hai să spunem, dar pe lângă palatul de iarnă era și ca un fel de bastion, o fortăreață. Nu rebelii erau cei care au construit toate ziduri acolo. Ei au prins acel bastion. Dar și aici, la Herodion, care este în apropiere de Ierusalim, noi, dacă privim în către direcția aceea, este creasta Muntele Moslinelor. Vedeți la orizont acolo? Sunt trei turle. Turla din dreapta este deasupra Muntele Scopus. Turla din mijloc este deja colțul de nord al Muntele Moslinelor. Turla din stânga este exact deasupra locul unde am avut priveliștea. De la turla aceea din stânga, care este un pic mai îndepărtată, am coborat către grădina Ghețimane, care nu putem să o vedem acum, că este ascunsă. Creasta asta care se lungește acolo, de la creasta către noi, vorbim de o zonă care are, vedeți, este anumită vegetația. Nu toate este irigate. Avem aici 120-150 de litri pe metru pătrat. Dar priviți înapoi. Vedeți cum aproape că se termină vegetația? Deșertul Iudea este de la creasta. Ce vedem acolo? Dacă țineți minte, m-am sus la grădina Ghețimane, că putea un bărbat de 33 de ani să urcă către sus, ajunge creasta și a ajuns aici. Ți-a înțeles? Nu mai prindea nimeni. Carmel, Maon, Zif. Țineți minte de numerele astea? Locurile unde umbla David, când era mai tiner. Sunt către acolo. Nu este așa o mare distanță. Este, hai să spunem, vorbind de vreo 40-50 de kilometri. Putea să ajunge acolo în 2-3 zile de călare. Herodium, fortăreața așezată pe un deal creat de mâna omului la 10 km de Ierusalim, are vedere de jur împrejur, scrutând zările. Irod a cerut remodelarea acestui vârf de deal pentru a avea nu doar un palat, ci și un refugiu fortificat. Ce se mai vede din vârful lui? Ne explică Samuel Popel. Marea Moartă către colo, da? Deasupra Marea Moartă dincolo, munții Moabiții. Terminul de astăzi, regatul Hashemit Iordanian. Pe Ierusalim v-am arătat. Dar dacă priviți următoarea creasta, după vârful ăla unde se vede clădirile, unde este zidit așa, următoarea creasta, vorbim deja
astăzi se numește Samaria. Eu am să prefer termina biblică, că este marginea estică al țara lui Veniamin, care se întinde mai departe la stânga către vest, aproximativ la nordul Ierusalim. În cadrul situlului arheologic de la Herodium a fost găsit și un mic teatru de 400 de locuri. Se pare că teatrul a fost folosit pentru a oferi divertisment oaspeților palatului. În partea de sus a galeriei a fost găsită și o cameră privată, probabil destinată regelui și oaspeților săi. Aceasta a fost decorată la un nivel înalt, aparent de către artiștii aduși din Roma sau Pompei. Printre altele, există ferestre care par că privesc spre peisajele rurale. Când a fost construită scara monumentală și muntele artificial, teatrul a fost dezmembrat la aproximativ 10 ani de la construirea sa. La acea vreme, camera regală și alte părți ale structurii au fost folosite pentru a adăposti constructorii care construiau muntele artificial. Și tot aici sunt și clădirile de evacuare, tunelurile, cisternele și peșterile sculptate de rebelii Bar Kokhba. Ce se mai poate vedea la Herodium? Printre toate celelalte lucruri, mai există rămășițele casei de baie, constând într-o cameră de schimbare, o cameră de odihnă, o cameră de saună și o cameră de baie rece. Ce reprezenta baia purificatoare pe vremea aceea, ne explică în continuare ghidul nostru. Purificare rituală, nu curățire, igienă, este după ce te atinzi cu sânge, după ce te întorci de la război, înainte de să atinge de alții, trebuie cei care v-am spus, care s-au ocupat cu sânge, măcelarul și așa mai departe, să se purifică. Aceeași lucru se făcea înainte de intri la templu. Pentru 200.000 de persoane care intră întotdeauna și trebuie să se purifică și să se schimbe, către cămăș alb, ai nevoie de foarte multe bazinuri de purificare. Și asta este ce s-a descoperit la dreapta șoseaua unde am călătorit cu autocarul. Dacă țineți minte, prima minune a lui Iisus, transformarea apei către vin, era apa de a spălat pe mâini. Iar încă o dată este ceva ritual, nu este ceva higienic. Că, printre alte, să curăță mâinile, e alta. Dar asta este datorită porunca. Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism. Hallelujah, she
Ne aflăm la Herodium, un alt important sit arheologic din Israel, situat la aproximativ 10 km sud de Ierusalim, palat construit de Irod, liderul nemilos care a reprezentat Roma în Iudeea. Arheologii spun că palatul a fost construit de sclavi, lucrători plătiți și arhitecți. Irod a fost considerat unul dintre cei mai mari constructori ai timpului său și nu a fost distrus de geografie. Palatul său a fost construit pe marginea deșertului și a fost așezat pe un deal artificial. Cel mai mare dintre cele patru turnuri a fost construit pe o bază de piatră de 18 metri în diametru. Acesta a fost locul cel mai probabil unde a trăit Irod. El și-a decorat camerele cu podele de mozaic și fresce elaborate. Celelalte trei turnuri, care constau în spații de locuit și de depozitare, aveau un diametru de 16 metri. În afară, mai multe cisterne au fost construite pentru a colecta apă care a fost canalizată spre palat. Profesorul Ehud Netzer, profesor universitar ebraic, a raportat la 8 mai 2007 că a descoperit mormântul lui Irod deasupra tunelurilor și bazinelor de apă într-o zonă aplatizată la jumătatea dalului spre Herodium, la 12 km sud de Ierusalim. Excavațiile ulterioare au întărit ideea că acest sit este mauzoleul lui Irod. Baza mormântului a fost descoperită și este vizibilă acum vizitatorilor sitului. Netzer a murit în octombrie 2010 din cauza rănilor suferite în cădere la lucrările acestui sit, iar accesul la mauzoleu a fost ulterior blocat publicului în așteptarea revizuirii siguranței sitului. Pentru ce era nevoie însă de o altă fortăreață? Ne explică în continuare Samuel Popel. Să te apăr ca să nu vine peste tine, da? Pentru asta ai construit o fortăreață, un bastion, da? Dar ai nevoie să ai anumite lucruri acolo, printre altele și apa. Așa că majoritatea construcția mai frumoasă care o să o vedem de aici încolo până ieșim e datată din vremea lui Irod cel Mare. Ce s-a făcut aici? Sistem de conducte de apă subterane, inclusiv sistem de buțuri ca să ajunge la sursa de apă care a avut-o aici. Peste asta, zonele unde se vede săpături nu așa de curate, vorbim de complex de labirint de tunelul pregătite prima oară cu mare grabă la anul 66, când începe primul revolt evreu împotriva Imperiului Roman, pornește la 66 la Cezaria, culminează la distrugerea templului la Ierusalim la anul 70 și ultimul bastion era Masada la anul 73. Dar în foarte multe locuri ei vreau să se ascunde și și-au făcut tuneluri și așa mai departe. Era o operă mai grozavă la revoltul pornit, dacă ați auzit despre Bar Kokhba. Bar Kokhba era generalul al doilea revolt evreu major împotriva Imperiului Roman din Țara Sfântă. În total erau trei revolturi ale evreilor împotriva Imperiului Roman. Primul, 66 până 73, aici la Țara Sfântă. Al doilea, la 112-116, la Alexandria, care a mai mult evrei care locuiau acolo la Alexandria, la Egipt, și era opus de regimul pagan acolo. Dar în felul ăsta că s-a opus acolo, s-a opus într-un fel și contra Imperiul Roman, că ei erau suveranul suprem acolo. Al treilea revolt evreu și al doilea din Țara Sfântă ia loc la Iudeea și la Galileea între 132 și 135, condus de un rabin numit Rabbi Akiva. El este pomenit de orașul care am văzut pe lângă Cezaria, am trecut pe lângă el, și un general numit Bar Kokhba, fiul Steaua, care i-au crezut că el este mântuitorul. Că mântuitor la noi este conducător militar, nu este doar Mesia. E considerat un rege pământesc. Asta este ce a crezut, că s-au stârnit pe romani. El, al doilea revolt din Țara Sfântă, era pregătit foarte bine de acel Bar Kokhba. V-am explicat despre diferențele de la ulei de măsline. Extra virgin, virgin pentru mâncare, mai crud pentru lumină. Acum aici era zona de crescut de ulei de măsline, care era în veche vreme, în vremea Imperiului Roman, asta era reactorul nuclear, asta era electricitatea de acele zile. Dacă vrei să întinzi ziua de muncă, ai nevoie de ulei ăla pentru candele. Și ei erau taxat din Imperiul Roman. Și o perioadă de câțiva anișori bun, tot timpul să vă uitam, anul ăsta recoltul era prost, anul ăsta nimic, nu, de asta tot ce avem. Așa că au reușit să le șmecherește pe Imperiul Roman, să-i dea ulei de măslin mai puțin decât ce au obținut ei
Și în felul ăsta și-a pregătit, pe lângă asta, un efort de săpat tuneluri, nu doar aici, dar și în munți și dealuri simple. Știau că acolo este locul unde este unitate de armata romană, a săpat un tunel care ajungea până ei. Și așa le făcea o luptă gerilă, luptă comandă, așa, le ataca și fugea din interior. Faptul că voi vă aflați la o țară care poartă denumirea din când în când Palestina, e din cauza că la anul 135, când împăratul Adrian, care a vizitat și pe voi, a reușit să lichidează pe acel revolt, a dezvoltat sistemele. Armata romană a fost bătută bine, vorbind de peste un legion jumate, erau decimat. Ceva care nu s-a întâmplat nu la voi și nu la Marea Britanie. Nimeni nu a bătut pe armata romană așa de tare. Ne apropiem de finalul călătoriei noastre de azi în Israel. Dragii mei pelerini, sunt Lucia Machidon și vă mulțumesc pentru atenție și însoțire. Vă invit însă, data viitoare, la aceeași oră, să continuăm descoperirea obiectivelor turistice și religioase din Țara Sfântă. Până atunci, din Israel, tuturor vă spun Shalom! Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism.